la Estu, Daunii Lișună, spre iaste an, când ormeni înseamnă mșate iubilei și ația iubilei de ghingițani. Ninte de ghingițani, una câte una, ca guguleane după plai, a hurhiră de sfacă redacțiile pe limba armenească pe mediumile. Țicără că nu sunt multe, adrară revoluției tu deșteptarea a armenamele. U deșteptarea armenamea de un somn ahândos, u deaderă de la loc, șadusiră una nouă era tu zborul și limba armenească. Скосира ту мегдани тути мушутеца ности шника мамулту, улигар арманама ди јуцидо. Редакција арманеска дела Радио Романија Интернационал јасти уна де редакцијили кари предуси мулту ти тути аести. Катуц ној кари е хурхим ку мулту ентузиазму, кари ника на дуци ту лукурлу, редакција аеста лукрят за куид јулжар кандатора ахурхјашти. Салумта те скапара а елементилор ци дедун уфак арманаме. Какум дзък, Când acați lucrezi termaname, când lânzăzăștă. Le tricură inghițani când u tricură. Auații este domnul Răzvan Teodorescu cu domnul Vasile Ionescu. Care era toa curhită? Păi toa curhită eram Irina Paris Mini, Tașcu Lala, Mariana Caragicu, Marilena Abara, domnul Nicolae Celea, doamna Victorita Chiacu și Traian Anaca, care era dactilografele noastre, că tot el chiror, noi băteam pe machina de băteare, Nica nu avea computere la anul 91 când o apurhim noi. Prota emisie era la 13 înghiți de marțu, maninte vără 3 stămâni vine, m-au aș face în practică, în producție, cum o zice, dar să învițăm nihia măzănatea. Și comandantul nostru era domnul Alexandru Grigore Dima, care era de la secția spaniolă. La câți ai și eu, domnul Dima, ma mine era ciudie cum v-a adunat, care v-a adunat și cum putu să desfacă această secție. Scumpa mea soță s-a dat guș mine un lucru și de-apoi a știni un după mine, cum închisi această redacție. Mini știu de la iertatul profesor Vasile Barba că Nica dito iarna anului, toamna și iarna anului 1990, Ulca, Uniunea de Limbă și Cultură Armenească din Freiburg, prezidentul profesor Vasile Barma, și avea băgată tu planta să deschidă una redacție armenească București, la radiodifuziunea română. E, și atunci se adună cu directorul canalului Radio România Internațional, Doru Vasile Ionescu, va zică ninti din 91 și de adun cu profesorul Nicolae Saramandu, cu scriitorul Hristu Cândroveanu și cu iertata academician Matilda Caragiu Marioțeanu, piațără Moia Beti și s-a poposiră că ti Aiu Vasil s-o deschidă prota redacție armânească că ți-e doi aici să ți avea armasă lucrurile lui pe ei, vă zic Vasil Barba și Vasil Ionescu. Doru Ionescu, după ții dusire și la Guvernul ale României și la Parlamentul ale României, s-a ajuns pe apovăța că s-o deschidă redacția. Nu-ți deschisi ti Aghiu Vasil, m-a zis semnul, m-aș dea de rămână că v-au deschidă, simbă că a hurhit ti Aghiu Vasil aistă redacție. Și de-apoi Dar băia, mine, după Revoluție, luai un telefon, îmi zise un insunut știutora care era, îmi zise că deschise cenacul armânescu George Murnu, de literatură armânească, și mi-a dus și acolo și mi-a cunoscut cu multă lume, care nu aveam cum să ia toată tulie, care era și cu mare interes de problemele armânește. Și atunci acolo mi-a cunoscut sigur și cu domnul Cândrovenu, cu domnul profesor Vasile Barba, și de zbor, zbor, îi zisere, vezi că noi vrem ca să adrăm o redacție, vrei zi la stare, redacție, să adare stare lucru și mine zi și vede și v-a spus, v-a zis de. Tine avea învitisită filologia. Mine avea învitisită filologia, deci aveam învitisită engleză română și mi-a vinduit că este ceva interesantul, că mi-a risea și este idee să adar jurnalismul. Și după s-a adunat și cu profesorul Nicolae Saramandu, zburâră, și îndreaptă-le un examen. Și venim la examen, frotea era mine, cu Tașcu, cu Marilena Vara,
cu Mariana Caragicu, vine și domnul Nicolae Celea, dat de examen, nu băgarea cu noi ghivăsim de tună, dit antologie, dit aită revistă Deșteptarea ți cât avea închisită, și trecum examenul și ne agătăm de lucru. Ți să te protastă mână, protele, nu faci protastă mână, protele mei și rapid de mă mare, până adramul cu bare de jumătate frântă, a este iar. La cât ai bărli? Voi zburați de acasă. Am auzit că lipsea să spuneți și că bărli și ați ale informații din pana politică, economică, culturală. Vreau să zic că nu era lișor. Cadalihia tinisită Aurica, cum îmi spunea și Irina, un mes de zile lucrăm de aduna oa pe aici biroul, toți aici să paturi cu profesorul Saramandu Zu de Zu, când ajunsim pe 13 inis de marțiu să-i dăm cali. E, aestul lucru era, cum îți spusești, ținii de compoziția ale schiniratului ale emisiunii armânească. Vă zic că era hăbărli de tu bana economică și politică ale României, de la Parlamentul, de la Guvernul, de tu Xeanii și de cafi zbor, câțe, cum spuneai, noi nășteam limba de acasă, ama de războiul rece. Lipsease de semn polimlorații, că tora nu întâlnește. Ministerul de Poliția cu Xenile, nu? E ministerul de lucre de externe, ministerul de interne, ministerul de lucre din undru. Ne minduiam, dar domn cu profesorul Saramandu, ticafi zbor, cum să-i spunem. Fuzi profesorul de la Nicolae Saramandu, e că până sfugă, am da închisim prota emisiune, să nu agărșim, prota boații pe radio s-ar ză dișchidearea ale emisiunii, nu? Marilena Bara cu Mini Tașcu Lala, Auahim București Radio România Internațional, Ahuhim Tora, prota emisiunii pe armăneaște. Fu un lucru ce s-a tra tot cel chiro prota o arătă României. Tot prota o arătă României, am tuit iul chiro a hurhiră și tu alte graturi, tu Macedonia hurhiră, tot atunci emisiile și la radio și la televizie pe noastră limbă. Nu fu lucru lișor, tamam de ideea că era prota oară când o sadra, tamam de ideea că toți lucram de prota, tu în radio, nu știam prota ți văză că tăl radio, dar poa lipsea toti hăbările, ți le aveam să le trecem pe a noastră limbă, pe armăneaște, să dăm hăbări de a noastră milete și asta nu fu aici lișor. Lipsea să adunăm păreri a armânilor de Iucido, căță a noastră emisie se dădea mai departe tu Balcan, s-a vzat tot Balcanul, s-a vzat o America și Savdunica, tu America, tu Australie, tu Europa toată. Mă pun mare ajutor atunci tu a hârșit să ne aduc în minte de la iertatul Nicolae Celea. El a făcut din noi una mare ghiștere, încât era și matricuțul ani din noi și cam o bună uștea limba și cu a lui ajutor putem să adrăm una limbă mamușată și putem să ne fițăm achegăsit vruți de ascultători de Pando. Numai și cu ajutorul lui, avem atunci și Nicolae Saramandu, profesorul de la Universitatea de București, era și el lângă noi și, sigur, de altă parte, de partea tehnică, era Alexandru Zima. Se ocupându-se atunci acea redacție și toți colegii ți lucra ploții la radio. Eram în o pareie nică, tu au hârhit, eram vără 5 oameni, 6 oameni au hârhim și deam o ploții zua totă până amânat de seara când aveam emisia. Ne trăniseam să le băgăm pe aradă și să le adrăm cât mai bune emisiile noastre. Acurhim prota cu jumătate de sihat în zoo, de-apoi născânțumești de zile, luăm mica jumătate de sihate și azi ajunțir la Radio România Internațională de București, au 3 jumătăți de sihate în zoo. Este mult amintate că ți-a drară și îmi gândesc că lucrurile vă duc în inte tot cam a bun. De an l-o dau 1.000.000, mine numai ta lucrez la ploții, că se fuzii de București. Și ajung și tot radio, eram lucrător a ploții, ajung și tot ascultător la Radio România Internațional. Îmi gândesc că asta este un lucru mult bun de armănami și lipsește cu ajutorul ascultătorilor, cu ajutorul nostru, a toților, să-l ducem în minte, să-l creștem acest lucru. Cu semașe și vă putem să ne ținem limba, vă putem să ne ținem adresele noastre,
ne punem identitatea, așa este, este adică mai mare și mai. Eu am zis porota registrare, o avem oații în fonotecă și de Lihia, după ce eu cunoscui Marilena și știam țiboații mușate și lucrat avea, prota o emisiune când Dugri armânește era și ca spăreată, ca cu frică niheamă, când i s-avea băgată țivatul gușii, era emoția mare, prota mare. Ca de Alihia, orică erau emoțiile mări și aua, vreau să duc mă largul, fuzii profesorului Saramandu și hăbările aestiții, vă spuneam, de tu bana economică și politică, nu era idile zboare, idia terminologie, că ișatul Vidală alte zboare și atunci a frâc, luam telefonul și l-a sunam domnul profesor acasă. Cum vă zicem că s-a prucheau ora 4 când îți dipunem la... Să îndrizem hăbările. Cum vă zicem la țelul zbor, la țea fraz? Năs, măratul, ne spunea și pe telefon și ne scânte ori lua și amaxă și ginea până oa și iara apurcheam. Și noi știm că tot el chiron, nici dicționare nu avem. Tora ieșiră ca baia dicționare, nu? Tu tot i văselile eu bunea, dar nu tu machidonie ieșiră mai multe dicționare. Tu sârbii ieși dicționar. Tu vârgărie ieși dicționar. Tot el chiron avea maș dicționarul al tac papahaci. Și cu mare zori aflam zboarele care ne lipsea. Aveam mare tihie cu domnul Celea, care știa multe zboare vechi arbuneță și ne ajuta mult. Era, cum ziceam mine, dicționarul zburăta nostru. Așa era. Tatlu Nicolae Celea nu are ajutor mădeale, nu? Așa știa mult o ghine limba să zburați. Așa ea, Sirena. Să ne turnăm, mi cheamă tu, Ahurhită, că ți-e spusim inițiatorii, nu? Vasile Barba, cu directorul a canalului Doru Vasile Ionescu, cu profesorul Saramandu, cu scriitorul Cândrobeanu, cu iertata Matilda Caragiu Marioțeanu, ama și directorul al televiziunii română, academician Răzvan Teodorescu, și cu directorul a radioului, iertatul Eugen Preda. Care și... toți aveam, era chitia, este un lucru, să adrăm și una emisiune arunească și ne achicăsire când o căptăm aici. E, și datoa a nostru, a noastră căpii de oații, profesor doctor Grigore Alexandru Dimații, mulți de oaspiscă noastră de tu Republica Macedonia și de Malargu, îl cânăscură, toți ațiți au venit la noi tu redacție, scriitorul Dina Cuvata, care și el lucră aua de adun când adram născântii materiale a prinduțarii, Larimita Guda, Lali Vanghiu Alpășe de Scopia, nu? Și dar mulți... e încrăpseat pe ce putea, pe faxuri, pe ce avea și el, dar... Mie asculta emisiunea, s-a avut emisiunea Iuții Două Tu Balcani și au ațitul României. Atunci era maghine că îți didea pe unde din mese emisiunea și atunci s-a cățat maghișor Tu Balcani. Tora cu școrte cam acuzore, că ți-e lumea nu parare, Tora, de este radiouri care au îndușcuri. Deci mine mi-aduc aminte când eram Belgrad, aveam una oaspită, am ștora una oaspită mult bună, doamna Fanița Dica, aveam un radio Nica și... Cu el îmi n-a prit casă, beată, eu să am de maghine emisia și avea ca fizuă, a lăsat lucrurile, a lăsat ce avea teadrarii, ta soartă emisia. Tața voi să spun că cu Ahurhit nu fuma și entuziasmul la gustul. Entuziasmul fuma niștoara de armâilor. Ții au zârâti protaoară, pe radio, zborul armânescu și ții așa cum zâți l-o aștepta seară de seară, cu hâștii. Cadelihia Orică, ea spune soața Irina, că era Belgrad la trimisita noastră colaboratoare, să-i spunem, simă Pitrița Cărță, Iria lui Catacum și Lali Vanghiu. Lali Vanghiu numai și la noi, Pitrița și la Sârbă și la redacția Vărgară și le asculta tutii și fțea ca ună turlii din Mati Mătea Țelul Zbor. Și când ajungi unor la Lali Vanghiu, miliat unul dă și îi spune, ia, tașcă dăsi, aua este udălui, eu ascult a voastră emisie și aua este curdisită, uidisită frecvența și mai și-l bag tu hirlul, nu? Tu energie că tu priză, cum îi zici pe armenea, știi că nu avem și când vine oara, îl silighescu și abdu a voastră emisie și tot acolo o cânăscui și baba Mușa, Dada al Lali Vanghiu, un armân
Teanami, ta să spun, așa cum îl știm noi dadele, de la care, cu care fac și produl interviu, că ți-o vreau să fac cu Lali Vanghiu, m-a zis, nu, iau baba mușa, zis, vezi ce să spună. Și cât îi spuse, și cât îi spuse că l-avem și cadrul la oață și cadarichea acel interviu, fuși tu prota revistă, bana armănească ți o scoasim, tu n-au odăță 6, n-au odăță 7, care să nu alătusesc. Ația, baba mușa, ți împiltea, toți el chirop, părpoți de lână, ținuștea un zbor xen, maș, zboară, armănește, randărțeai, moia bete. Zăsei și de din acuva. Ia. Yeah. Delihia ajută și voi să zic că mentorul meu spiritual, la cel ți mi-a dus avații la secții din cunoscui voi, cu scriitorul din Acuvata. Eram la restaurantul Inter Macedonia la un seară armânească. Și acolo ți el feții promoția de cartea de poema ti sunt au muti, luai și mine una carte, nești să-i da una semnătură. Nu știu, ți-i fu, că era mulți tineri acolo, ama câței el dănăsi la mine și câței îl întribai, minima multi lucruri, vizuma mult interes din partea mea de cultura armânească și atunci el îi zise, nu, tine vă zic, mâine să ne adunăm, tine nu știi că Auații București are redacția armânească, deci te-am mărtii, nu știu, a, nu se poate, zice, vă zic cu mine că, zice, am un caimo, zice, nu are una grămusteană de-a noastră, zice, de-a oații de Scopie de mine, una sârbeană de-a noastră, zice, și am mine un caimo, voi zice, bă, și un de-a noastră acolo. Și așa ți-a drăm, dau azi, ne adunăm cu el și mi-a dus Auații, vă cunoscui, de oara ți vă cunoscui, timini fu ca un fumerie armânească. Și după aia 2 ani de zile țin minte că îi ne-am zu de zu colaborare. Voi vrea să mi cândăsiți zi în cu tot alea să lucrezi la mine, nici și de-am pindau. Am a câte ori ne dribași, ți s-a dar Tașco, e că ți s-a dar Irina, e că vai și Mariana. Sufletul mi trezea mult ugealu, că te-ați și e neam zu de zu Auații. Și învițai după aia de la voi, după aia cu profesorul Saramandu la cursurile ți le ținu Auații. Și îmi fucam alișoră în ea când vin, am sufletul mi trezea, mă gâșteam ți s-a dat. Va s-a dat, vă că spuse și un lucru mare, că ți-e din ati călisi și vezi, ți va să spună ștearea și mintea, că ți era și un armână de acolo cu arădățini de la ei, de la voi. De unde criterii, când să adră pareia, fu, ta să avem de tuti graiurile. Și grămusteani, și fărșiroși, tația, îl căftar, că îl căftăm și la licelea. Eu acasă, ca grămusteam, ca în oară nu spuneam tră, spuneam ti, ta, de anda, apurchime, mișură. Este un fuși lucrul la noi, stau să adrăm un soi de unificare a graiurilor. Și profesorul Saramandu a este și vrea, ta să avdă schibă haristusiți, cum ziți, tuti graiurile. E, te-ața ți dățeai că lipsea să avem de tuti graiurile și mine cât se prota și zui mult pe minduiare, zins nuin că aveam altă zânate, așa cum știți, și nu ni s-a lăsat și zânatea ța. Și l-a dus Hristos Teriu. Ți el lușteam, nica de tineru, avina multe zboarele armânești, cu etimologia lor, cu zârțina lor, duin, cum îți dâți, ți semantica, ți noimă. Ți-a și ții și l-a dus și el și el l-a resit tot așa de prota, vine el după și după el vin mine câțe atunci când îți intră ți-va tu gean, lipsește să dar pentru cap și nu mi fești pișmană că vin. Mă multu câțe acolo eram, îi tripseam oamenii așa ții tora îi tripsesc cu zborul, am minduiarea. Sufletul armânescu. Și sufletul armânescu. Și mersi mult că vini și după Hristos Teriu vine Toma Ianache, nu? Sosul nostru și redactorul șef de tu chirolul de azi. Tu ani n-au dățiună când s-a dră redacția armânească de la Radio România Internațional un parei mic, ama cu inimă mare, trecură ghinghițani, s-a adunară mulți oaspiți a radioului armânesc de București, așa cum vrum de tahurhită, radioul armânesc, sibă, una apunte culturală, namisa de tuți armânii,
Diici do bânează ei, că bânează tu Balcani, că bânează tu America, tu Frânții, li tu Germanii. Minduim că este scupoa noastră dit apurhită, zduți ninti, Radio Armânescu de la Radio România Internațional are aici bună lucrurii și este bună adeti ta să adună armâna mea, am vârliga de ea. Minduiesc că crescu mult rolul a radioului armânesc tu aici de țoni ani. Cu ahân mă multu tora că chim la jubileu, sunt la așa cum spusim, ghinghi de ani. Minduim ca lucrul tu media armânească îți ducă maninti și numai și București și toată anticraturi eu bânează armânii. Așa cum spusim și altă oară, redacția armânească va ta să crească numărul ascultătorilor țeloare, va ta să adună în vârliga ei armâna mea de UTIDO și armâna mea de Macedonie, așa cum știm, este și ea tutul an de iubileu, vă or șavau mult îmbăreață tu lucrul țeloare dați de armâna mea, mult succes. Și ne vedem cu ghini și pisti Nica Ghinghițani cu armâna mea cama tu protafesi de iastitora. Să spunem și ața că după ți fuzitul anului dau nii Mariana Caragicu Coandă, narmasi Irina, șeful redactor a emisiunii ei pe limbă armănească. Narmasi și fără Marilena că nu l-au tedecal. Narmasi și fără Marilena că nu l-au... Ia cât a legat pe armâna mea, vezi că-s cunoscut cu tedecal care și el a legat și cunoscut și știi să adară... E bun microfon. Da, apoi a legat radiatora, legă de adun. E, și după sosul nostru Toma Ienache, ticare va ne turnăm cu a lui contribuție, să spunem, de ți vizut o adusă și emisiunea armânească, știi radioul, putem să spunem, știi armâna mea de UTIDO, ne vine Mirela Sima, a noastră colaboratoare, ți Cădărica, cum spui, după ți zi Marilena, după ți zi Mariana și după ți bănezi ai mult să-ți mâți pensia și să crească, că ne ieși și la pensie și armați mapsâni. Ia, vine Mirela și Cădălichea, avem Ananghe și de alții, ma, ia sti criza. Căirea de lucrul tu în medium îi zbărăși să permanești, ia sti șațea, ca cafe minută sachi tu trecut la nostru și te ciudusești să țiva să afli ahandatul istoria noastră. Așiți și aici să jurnaliștă, aflară și scoaseră tu videală scumpi lucruri care spun că armânii nu era care ți sibă, mai era unul duneau care lăsă toară tu cultura, literatura, știința, revoluțiile pe Balcanul. Nică mamul tu, țăiești oameni, a cățară și un nou lucru, piesele pe limba armânească. Și tora lipsea și să spunem că de când vine Toma Ienache, ulărzi activitatea noastră. Dimi, bine, gata, ce facem noi o cafe, zua, emisiunea noastră, el s-a cățat, s-a dat și alte lucruri. Bine, lucru de la din redacție, faci prota piesă armânească la Linida Sambulistea, știi, cu strânghii. E prota o adrăm radiofonică, știi? Prota o adrăm radiofonică, am adapoi o adră și în afară din radio. Este să vă zică că activitatea noastră duce și manclo. Dar apoi s-a cățat și adră și CD cu piesa, și cu Luția Ferlual Eminescu și după aia adună Parea de Cogălnicianu și face și CD-ul cu Colindy, s-a cățat și face și CD cu umor, Dimi, face și un lucru în afară de radio și care va să armână. Ca este emisii, îți duc cafe două și scherți de-ția. Lipsa și să adăugăm, că noi ați aveam un arhiv, tora putem să ținem mușată și cu emisiuni, și cu scriitori armâni, și cu oameni ți năspusiră multe dit bana lor, personalitățile armânești, acolo iaram și prota lipsește scristusim și a radioului că nădea de est câbili ca să alăgăm pit Balcani și scânuștem personalitățile armânești, am avut mult bana armânilor de acolo de sunt și să luăm parte la evenimentele din bana lor. Și aia este birchiavis a radioului că mulți ani putem să adrăm aici lucru și timini personal până ai mamare averi. Ația că putui să cunosc cu ahât armânami, să ne adară ahât a soț și mai mult să-i scot tu migdane. Ația ți vă zic că spiritul armânesc, cu cultura armânească, timine este până ai mamare averi și n-ai mamarele amintatic.
Și Beninga este cu Chirolul, cu Tum și noi să adunăm multe cărți, avem diversificată tată tema așa și tu Chirolul noi cât lucram și fița multe lucrători mâna mine, facem una cultură armânească și tora putem dăm apantisi la multe lucruri. Și prota și prota că noi istoria noastră îngrăpsită nu para o aflăm. Și toți tu chiar au ieșit cărțile de istorie, ți le scoaseră domnul prota, domnul Iancu Cardula de Aua de București, apoi a fratele lui domnul Maghia Cardula de Crușuva, domnul Nicolae Cușa de Aua de Românie, care a istorie scoase și el mai multe volume de istoria armâilor și agale-agale ne limpițăm și noi născânte lucruri care tu cărțile de istorie nu le aflăm îngrăpțite, de-aua ne cheamă, de-aia noi cheamă, putem să ne duchim care este cadalichea istoria a noastră rămânească și să spunem și la alță. L-avem și domnul Zbuchea toa curchită și cu mâncătea lui țin ajută mult. Deci, nu avășim de istoricul Gheorghe Zbuchea, vă iertatul profesor Gheorghe Zbuchea, care și el are îngrăpsită mai multe cărți de armâni. Și tora domnul Bușdoveanu, care scoase atât de mult, Tanas Bușdoveanu. Care tuto și cată pe toate arhivele, ca una furnică nică, cum zicea un mare oaspita noastră Vanghea, Mihai Misteriu, le adună și una două să știm că de alihia care chem noi armânii de iună trădem, cum bânăm pe chirul a chirului. Da, să ne turnăm că de la estul microfon, ți, de iulie si ligim emisiunile și liștea, lipsi să adrăm și te pe teatrinele, Irina, nu? Ne povestim doamna pe lucru. Pe lucru. Vrei, nu vrei? Cu piesa lui alegăm cu piesa asta, cu la Lenita Sampulistea și cu strânghile, alegăm tot Balcanul. Eram protascopia și mine era ca frică atunci că avea născânte probleme cu arbineștile. Și zici tora când o va să mută clambura și va zic că sculați voi armâna mea, nu ne adoră ce, nu ne închide ce mai este. Iar aici ne cheamă frică cu piesa asta. Dalichea și cu multum șat, avem aduțarea minte cu șat de la este lucruri, de apoi Tomaș a fost parei din tineri și de apoi de actor profesioniști cu care Andreș Mincinosul și secta mulierilor și, tenda. Și tenda și cu tinerii armâni și cu care era alegăpritul Nimodi de Aristofan și ajunsi și Verghia cu această piesă. Ți vă zic criscu lucrurile. Și este bun că armâna mea ducea, știi că noi nu him tora, eu eram aua și 100 de ani, nu armasem în loc, că se vede una evoluție, că avem oameni de cultură, tutute lumătii ale cultură, cum ia și Toma Enache, avem și teatrin, nu? Ia și Lana Pocea, care este armână și joacă și cu piesa lui. Și poet și scriitor, așa. Nu? Și Anula Gheorghe, care e cântătoare și joacă multul ghine și tu piese. Îi zic că are mulți armâni cu care se pot, armânii nu sunt umași pe curar, cum zic născânță, are armâni, oameni de cultură pe nivel înaltul. Și atunci putem să ducem minte cultura armânească cu actorul amic. Așa este. Eu ne aduc aminte că ți-ai este în umplură Inghițan și radio-televizia de Skopje și cu tâi din Neșa Cloștă, numai redacției, să dăm și noi întâlnăciuni. Și mi-i hârsim mult că putem și cu ei să colaborăm și să avem o mușată colaborare. Ei nu pitețea că băr de aclo, noi de awații. Și așa ții putum să ajungem, ții, ești, ții n-aveam pripusă, simt una pântii, anamisa de armânie. Simt una legătură, anamisa de armânie de iutidos, să știi pe un armân de oații față altul de acolo și să învițăm de lucrul ți la dar un și ți la dar al altul, cum putem să ducem înainte chestiunea armânească. Ești, voi să spun că un lucru bun era și ca este că bării din România le duțeam pe armânea, știi? Cât ți avea armâni, ți vrea să știi puțin față și tu românii. Și dai mă când auza buletinul de hâbări,